Socialdemocrații gorjeni îl așteaptă cu brațele deschise pe Iriza, în partidul în care a activat în trecut mai bine de 25 de ani pentru a-și depune ateziunea. Invitațiile au fost trimise de către Florin Cârciumaru și Mihai Weber. Domnul Scarlat Iriza și-a dat demisia vineri 14.06. O am aici să vă arăt. Așa cum ați văzut și dumneavoastră și așa cum au declarat și domnul Florin Cârciumaru și domnul Mihai Weber, domnia sa oricând este așteptată să se reîntoarcă în rândul organizației județene a Partidului Social Democrat. Are 25 de ani în care a activat în această organizație județeană. Au fost niște supărări personale la acea vreme care l-au determinat pe domnul Iriza să plece din rândul formațiunii noastre politice, dar se poate întoarce oricând și spun acest lucru după discuțiile pe care le-am avut cu domnul Cârciumaru și cu domnul Weber pentru a vă putea comunica și dumneavoastră o primă decizie care s-a luat în interiorul organizației. Scarlat Iriza și-a manifestat și el intenția de a se întoarce în Partidul Social Democrat, de unde a plecat ca urmare a unor neînțelegeri pe care le-a avut în principal cu fostul președinte executiv de la acea vreme, Ion Călinoiu.